te fai rarco. Ce să-ți fiu, am obosit. Obosită? Ai muncit mult, da? Fă fata. Te-ai zbătut cu sarmalele alea, cred. Fă fata. Am făcut și sarmale. Am făcut cârnați. Cartaboși. Fă fata, am făcut două platouri din aia de salată de pe mâncați. Nu știu ce fac. Că o să rămână o grămadă mâncare. E frigiderul plin. Nu mai am multe oale, le stă pe bucătărie, nu mai am unde să le mai pun. Piftie! Piftie! Mamă, câtă piftie! Știi câtă piftie am făcut? Doamne, 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 am făcut 3 cozonacite așa mari, cu cacao, cu nucă, cu rahat. Stai să le arăt și lor. Lasă, stai jos. Stai mișită. Nu le arătăm și lor? Nu, nu, băi, dar mare lumea pe fata, dacă vedem, păi le facem poftă aici, ne pună la cap. Mamă, și jumeri? M-a pus dracu aseară. Păi la 12 noapte. Da, fă! Haide, domne, cum faci și voi jumeri? Mâncăm și noi jumeri. Dă-i aseară, cu tigaia, cu aia, cu toată. Păi, am luat la pum, la picioare. I-am băgat jumerile în tigaie. Ce facem noi cu asta mâncare? Nu știu, mâncați și că suntem doar două inse. Nu știu, până de Revelion, nu mai discut de Revelion, nu vreau să mai fac nimic, nu vreau să mai ia. Deci aseară a pus apele pe mine până la 2 noapte. De Revelion ce mâncăm? Chips? Asta e separii mei. Adică e așa, știi? Mă înțelegeți? Nu, oricum, nu știu, e o sărbătoare foarte frumoasă, un Crăciun foarte frumos, cel mai frumos Crăciun al meu din toată viața. N-am pomenit un Crăciun ca asta, oameni buni. E o frumusețe. Nu știu, să... și priveliștea, și... Oricum, hai să ne apucăm să mâncăm, Oana. Închide la 6 și mergem la masă. Ce mâncăm? Poftă bună. Sarmalele? Salata. Salata. Cartofi. Piftia. Clasi. Prăjitură dai pe piftia. Castabuf. Covalacu. Și che. A, nu mai pot fac, nu mai pot. Ai mâncat bun. Nu o să mă întâlnesc de la spital. Nu o să mă întâlnesc la spital, da, că mă fac asta. Ai zilești tu Crăciun fericit ca al tău, așa? Nu. Nu? Să aveți parte de un Crăciun fericit. Și să nu fie tragic ca al meu. La mulți ani.